Salut, prieteni! Sunt Marius. Astăzi un scurt film care vreau să facem o mică comparație între două terminale iOS, și anume iPad Mini 4 și iPad Air 2. După cum vedeți, amândouă au cam aceleași specificații, și anume iPad Mini 4 are Apple A8, procesor la 1,3, iPad Air, Apple Optics la 1,5 și ca memorie au aceeași memorie și anume de 2 GB. O să luăm pur și simplu un Geekbench pentru a vedea care dintre ele obține scorul mai mare și ce diferență de scoruri avem între ele. În mod normal, cel care termină primul este cel care este mai rapid, dar să nu ne grăbim în a trage concluzii. Ok. iPad Mini, după cum se vede, are un scor de 1723 față de 1848, iar diferența de multiscore provine din aceea că iPad Mini 4 are doar două nuclee, în timp ce iPad Air 2 are 3 nuclee. La acest lucru se vede și aici în procesor, procesor A8 la 1,3 GHz, un procesor și două nuclee, în timp ce iPad Air are A8X 1,5 GHz cu 3 nuclee. Ok, prieteni, aceasta a fost, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor.